mai țin în picioare 5 minute, atât mai am pe ceas. Despre acest subiect minunat nu vă mai spun absolut nimic, pentru că toată admirația mea față de această, cum am spus, cea mai desăvârșită într-o chipare a feminității în literatura română, am zis într-un volum, Castelul, Biblioteca, Bușcăria. De această dată vreau numai să vă dau un bonus la toate multe lucrurile exacte și apetisante spuse până acum, să vă dau numai două citate ca să auzim cu toții cum calcă regal stilul reginei Maria. Românii au obiceiul descumpănitor de a-și tăia pădurile. Am descoperit nu departe de Cotroceni ceva care se putea numi pădure și ne spune cum s-a ales praful de pădurea respectivă. Am coborât din trăsură, m-am plimbat pe câmp și mi-am dat seama că aici s-a aflat într-adevăr, cu numai un an înainte, pădurea mea. E bine, acum mai rămăsese Buturucii, pădurea Pierise. Pierise de parcă n-ar fi fost vreodată. Așa am aflat cum pot dispărea pădurile în România și obiceiul acesta românesc m-a bântuit ca un vis urât în toți anii pe care am petrecut în țară. Așa mi-au dispărut multe locuri dragi, nimicite, șterse din peisaj ca o fata Morgana, o nălucire ce nu existase de decât în închipuirea mea. Până în ziua de azi, una din cele mai mari suferințe ale mele e să văd pădurile tăiate de pe fața pământului. Acum, ca să vă dau un exemplu de ce tip masculin îi plăcea. La prânz m-a vizitat Northam Griffiths, un englez încântător care a ajutat la recuperarea sau distrugerea proviziilor de țiței și de cereale, să nu pună nemții mâna pe el. E unul din englezii aceia liniștiți și pricepuți, cu ochii albaștri, sinceri și atenți, un bărbat brunet, puternic, plin de curaj, iubitor de acțiuni. E genul de om pe care oricui îi place să se bizuie, se simte imediat că e un conducător înăscut, dispus să muncească și să-i pună pe cei din jur la muncă, fiindcă e un conducător adevărat. Oamenii l-ar urma în mod firesc, simțind că va ști ce trebuie să se facă. Nu e doar membru al Parlamentului, ci soldat. Și a fost trimis aici de guvernul britanic. Este exact și un fel de autoportret subtil al ei. Astfel, ziua de azi s-a remarcat printr-o efervescență formidabilă în rândul politicienilor noștri. Tabăra lui Tache Ionescu e tare supărată și dezamăgită că nu mă duc în Rusia. Și deosebit de furioasă că pleacă în locul meu Carol cu Brătianu. Ei cred că asta e o intrică a lui Brătianu. Eu însă, care cunosc toate mișcările de culise, știu că nu e adevărat. Și dați fiindcă mai am două minute, pot să vă spun de o prietenie și o rivalitate fantastică. Dacă aș fi englez, aș face un film despre prietenia și rivalitățile dintre Marta Bibescu, care voia să fie regină, și regina Maria, dar este o scenă formidabilă în jurnal când, sau în însemnări, când ea, Maria trebuie să plece în exil la Iași, nemții erau la un pas să ocupe București, și ea dialoghează cu Marta, care era germanofilă, care era într-o relație semi-erotică cu Wilhelm, prințul moștenitor al Germaniei. Marta rămâne să apere București cu Marghiloman aici și regina Maria cu Ferdinand pleacă. Deci o mostră de patriotism și de diplomație perfectă românească. Și o roagă pe Marta să-i pună săptămânal câte un buchet de flori copilul la mormântul lui Mircea, fiul mort al reginei. Scenă fantastică între două rivale, două splendori, două feminități perfecte. Și uite aici un pasaj. Marta zice că ar rămâne în București chiar și în cazul unei invazii germane. Sunt sigur că ar reuși să se simtă foarte bine și nu mă îndoiesc că ar exploata cât mai mult acea prietenie dintre ea și prințul moștenitor. Eroismul Martei nu poate fi decât de un anumit fel. Cum spune Zicala, Marta întotdeauna va cădea în picioare și va ști unde stau interesele. Adevărul că și Marta și regina Maria știau bine unde stau interesele României. Vă mulțumesc! Mi se pare prețul mare pe volumul de față,
Păsfătuiesc totuși să-l luați, pentru că atât de mult se va discuta despre el, despre al doilea și despre al treilea, încât când va trebui să dați bani pe toate trei volumele, o să fie mult mai rar. Vă mulțumim!